Salut tare toată lumea și bine v-am regăsit la un episod din lumea noastră de survival, dacă nu mă înșel, episodul cu numărul 5, așa că la episodul 10 veți avea în descriere mapa la download, adică ce am făcut eu până acum, mapa aceasta, ce vedeți voi aici, o să o aveți în descriere la download. Bine, nu suntem încă la episodul 10, așa că haideți să continuăm. Deci ce vreau să fac în episodul acesta este să fac geamurile la turnul acela și mai vedem. Oricum geamurile o să doreze ceva pentru că le trebuie sand și cum sand nu cred că mai avem. Ba da, mai avem acolo, văd acolo la copac, încă copac acolo niște sand, dar nu avem foarte mult, asta e problema. A, aici plouă, asta îmi place. Frumos. Da, deci aici plouă foarte frumos din partea celor de la Mojang să facă așa joc. În care într-o parte plouă, într-o parte ninge, deși nu e diferență mare de mers, adică mergi 10 metri. Foarte frumos, foarte frumos. 33, e perfect, nici nu avem nevoie de atâta, eu o să fac. Mă duc de fapt acum să număr de câte geamuri am nevoie, că nu vreau să am geamuri în plus, că nu mă ajută la absolut nimica și pot să consum cărbune aiurea, dacă știți ce zic, da, să spun. Așa. O să consum cărbune aiurea, deci mai bine mergem și calculăm ce ne trebuie fix, fix, fix. Hai să mergem. Da, și o trebuie să punem niște torțe pe din afară, dar aia mai târziu, adică o să punem niște scări pe din afară, când o să mai fac rost de lemn, pe care putem urca și pe din afară, și de pe din afară. Uai, ce frumos se vede când ninge. Ioi, ce frumos, adorabil, stați. Mi-am cu setările mai minime, că i-am dat partajarea unui prieten să se uite și el aici și nu mai știu ce am dat pe minim. A, Clouds. Nu, 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 nu vest. Stai. A, pe Funky, așa. Perfect. Acum trebuie să ne punem geamuri. Deci, hai să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 de geamuri. Perfect. 28, da, 28 de geamuri avem nevoie. Mergem să le facem acum. Sper că în episodul ăsta se termine, pentru că știți că durează să faci semn, după aia mai ne plimbăm, mai facem chestii, mai minăm ceva, știți? Oh, dar avem destul, mă. Sunt. Perfect. Acum aș merge să minez, să mai iau niște col, pentru că nu ne-am terminat toată treaba cu colul, așa că... Da. De fapt, cred că niciodată nu o să terminăm treaba cu colul, că e foarte important. Da, s-au auzit, mai știu ce s-a auzit fratele meu, care au zis, du-te. Ok, fost ciudată chestia asta. Am crezut că am dat de col. Mamă. Na, nu mai mă duc încolo. Iron! Wow. Ne facem full acum, pentru că mai aveam nevoie fix de un iron micuț. Și am dat de el. Bine, am mai minat și în episoadele trecute, dar... Totuși, nu tot timpul când minezi și noroc. Știți ce zic? Cred că aici nu o să mai mergem niciodată. Mai am nevoie de un iron, îmi puteți în minte eu. Dar mi-am făcut și găleată și... Bah, rip iron. O să fac direct încă 4 iron, apar de ingotul ăla și suntem full iron. Foarte, foarte frumos. Și off-camera de obicei fac rost de mâncare. Că dacă minez off-camera o să mă jurați toți. Pentru că n-am făcut, dar nu înțeleg ce e așa de multă acțiune la minat off-camera, dar... Să zicem că vouă vă place și... Da, o să încerc să-mi și minez mai încolo. Nu știu, off-camera, pentru că e ciudat, adică stau, minez în episoade, loc să fac ceva, acțiune, construiesc ceva, eu stau și minez. Știți? Foarte ciudat. Dați așa. Patru iron, dar o să-l prăjim totuși pe tot. Așa că o să avem nevoie de chestii din iron. Și ce vreau să fac acum? Un generator de apă infinită, dacă știți ce e ăla. Adică, dar afară o să înghețe apa. Așa că l-aș face în casă, ceva de genul. Știți că afară o să înghețe apa și nu are nici măcar un rost să fac afară. Deci, stați așa. Și acum mergem să luăm apă. Trebuie cam două găleți să facem general. Oh, ok. Ah, am crezut că nu se mai face apa acolo înapoi și eu ar fi fost cam ciudat. Dar, da, haideți să mergem să facem apa.
generator de apă, de fapt, infinită. Da. Deci, 1 și mai trebuie încă o găleată. O să luăm acum, nu-i problemă. O să luăm de aici. Mi le răspund până acolo. Dar nu, oare dacă e frig afară în gheață, apa și în casă, adică în gheață apa în casă, chiar se simte frig și în casă sau chiar hambar. Eu zic că nu, pentru că e mai grave. Uite, deci acum când luăm apă, se regenerează. Easy generator de apă infinită. 8 iron, deci ne trebuia o cască. Gata, suntem full iron. Ia uitați mă băieții ce frumos arătăm. Trebuie mă, ce ne mai facem noi din iron? 28 ne trebuie. Da, 28. N-avem 28. Și aici ne... Hai să le facem pe toate. Poate să am nevoie, da? De la ce așa pe nevoie? Ah, dar la foarfecă. Cum se face foarfecă? Așa. Cam o idee eu de design, da. Nu acum, mai încolo. Deocamdată păstrăm așa. 28 avem nevoie, mai am ceva aici. Dai. Să aranjăm frumos. Două bețe. O, le iau, poate am nevoie la crafting mai încolo. Deci da, mai... Nu, mai bine să îmi tușesc. Mai... Mamă, dar sunt foarte răgușit și sper să nu se odoră pe filmare. Deci mai trebuie încă... încă 5 episoade și ajungem la episodul cu numărul 20. Doamne, sprăjit rău. La episodul cu numărul 10 și la episodul cu numărul 10 o să pun mapa la download. Adică o să aveți tot ce am și eu aceea. Bine, nu e mare lucru, dar... Na, mă gândesc că o să vă placă să pun și o mapa la download din câteva în câteva episoade. Adică din 10 în 10 mi se pare cam ok, dar... La fel ciudat, o să fie mapa cam mare. În câteva episoade mapa o să fie mare și... Na, nu cred că o să stau eu să... Mă aplaudez jumătate de oră, o oră cu mapă pe packing media far, nu știu, poate din 100 în 100 sau nu știu, habar nu am, oricum eu nu o să fiu ca ceilalți youtuber să închid un sezon în 50 de episoade, nu frate. Și dacă nu mai am nimic de făcut, construiesc, fac dita mai orașul, dar nu închei seria așa de repede. Știți ce zic? Tot că așteptam să facă 29 ca să fiu sigur că am luat destule și pac, pac și pac. Haideți să le luăm aici. Și o să mergem. Sper să nu pun ceva greșit. Am 34. Lejer. Live în 10 minute. Oh, face colo live în 10 minute. O să mă ieși eu. Da, după ce filmez. Perfect. Am numărat perfect, deci nu o să fie problemă. Adică 28 o să mai rămână încă 6. Încă 6 o să mai rămână. Dacă nu rămân 6, asta e. Dar 6 o să rămână. Ce v-am zis? Vedeți? Matematician foarte bun. Deci, uite cum așa arată. Foarte frumos. Acum aș face o gaură aici, să mai continui. Dar nu mai am cu ce. Adică am 40 de gabări, sunt foarte puține alea, nu ne ajută cu nimic. Dar cam așa ceva ar trebui să arate turnul. Vedeți, în două episoade deja ne-am terminat visul. De fapt, nu știu câte episoade, dar nu sunt mai mult de două. Deci ne-am terminat visul, bă, frățiorilor. Cam atât trebuie să facem aici. Deci turnul e gata. Cum se vede de jos, adică se vede ceva. Și trebuie să pun și torțe, să fie luminat. Mai avem ceva, dar l-am terminat tot, da. Da, o să le pun chiar acum torțele, pentru că filmăm de 8 minute, nu e chiar așa de mult, deci hai să punem acum torțele. Ia uităm ce frumos e. Acum, ce vreau să facem? Facem cu tona cu ăsta, cu cobblestone să facem? Da, cu cobblestone. Fără genul. Oricum o să încerc să nu mă depărtez prea tare de casă. Și dacă mă îndepărtez, aștept să vină ziua. Trebuie să pun și pe cealaltă parte. Dar acum chiar n-am destule torțe și n-am destul cărbune ca să vă face. Să-mi pot permite să fac chestia asta, așa că... O lăsăm baltă deocamdată. Adică o să facem, dar... Na. Dacă e noapte, nu cred că o să se vadă și... Na. Yeah. De aici se vede. Dacă e noapte... Aha, nu, încă și-a jucat pe pauză. Dacă e noapte, ne uităm de aici, se vede, vedeți? Adică sunt toate zilele alea. Și o să lumineze noaptea acolo, mea, dar din spate nu cred că o să se vadă, dacă ne uităm. Adică ceva de genul.
Vezi? Lapte verde, îmi bag junk-urile la maxim și văd. Așa. Acum aici mai era ceva să fie gata? Aici nu mai am col. Deci mai am 15. Perfect, da. Mai am ceva de făcut. Stați să mă gândesc. Opa, stați, mi-a apărut de la Norton. Avast Free Antivirus. Ce mă? Du-te mă de aici. Să deja. Te văd de aici, nu dezinstalez eu Avast antivirus, ești nevoie? Nu, am două antivirusuri și se ceartă între ele și nu vreau eu să dezactivez Norton pentru că asta Avastul că zice Norton, ești nebun? Cam așa ceva aș trebui să arate, dar vreau să pun niște lemn pentru că eu nu, deja arată urât și poate... Da. Și arată urât și pe margine. Trebuie să fac alumen, ce mai mă fac aici în prostim pe aici. Ia, du-te de aici și fac aici ceva ca lumea. Până aici. Că după aia, na, vine mina și nu ne ajută. Dar acum, frumos să arate, bosulică. Acum, dacă tot am ceva timp să fac pe aici, hai să facem. Perfect. Și sus. Cât e? Da, avem nevoie, cred că de cel puțin două blocuri să sparg. Dar o să fie rapidă chestia, nu vă îngrijorați, că o să închep și noi episodul imediat, că deja filmam de 11 minute. Gata, de atât aveam nevoie, 3, pac, și avem 3. Hai, punem de aici, după aia ne aruncăm în casă. Așa. Fuck you. Nu mai am nimic, spar cu mâna. Cât să fac? Prima dată am făcut chestia asta din fucking... Bă, s-ar putea să nu-i ajung nici mie. Ba, da. Ia uite, mă! Și acum ce aici nu mai contează, deoarece... Aici deja e mina și pana mea. Dar așa, tunelul ăsta... Oh. Tunelul ăsta stai așa ca lumea, adică nu, eu mă uit încolo și văd numai piatră și nu piatră, dirt. E, na. Mă rog, fraților, sper că v-a plăcut acest episod de Minecraft. De ce nu pot să pun sabia așa în dreapta? A, mă rog, sper că v-a plăcut acest episod de Minecraft. Da, nu uitați să vă abonați la canal și tot mai filmez episoade și mai facem chestii, deci ne vedem data viitoare. Bye, bye!